de pe ordinea de zi, și anume situația care s-a creat la Radet prin demisia în bloc a Consiliului de Administrație. Vreau să vă spun cu toată responsabilitatea și după întâlniri succesive pe care le-am avut cu sindicatul Radet, că aceste demisii au avut un singur mobil, și anume acela că, în eventualitatea faptului în care aceste persoane ar fi fost demise de către dumneavoastră, noul Consiliu General, nu ar mai fi putut să facă parte 5 ani de zile potrivit legii dintr-un alt Consiliu de Administrație. Pe când prin această modalitate în care și-au dat ei înșiși demisia, pot să participe în continuare la Consiliul de Administrație. Consider că a fost un interes personal, un interes mărunt și nu interesul bucureștenilor.